Un protocol extrem de important, Partidul Social Democrat alături de Partidul Umanist Social Liberal. Vedem imagini de la semnarea acestui protocol, iar Partidul Social Democrat vedem și în imagini reprezentat de Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Gabriela Firea este acolo, de asemenea liderul Partidului Umanist Social Liberal, doamna Grațiela Gavrilescu, este de asemenea prezentă. Un protocol extrem de important de colaborare și vor fi proiecte comune. Îl vedem în imagini și pe primarul Băluță, doamnelor și domnilor, un protocol, spuneam, semnat între Partidul Social Democrat și de asemenea Partidul Umanist Social Liberal. Vom reveni la ceea ce se întâmplă acolo, doamnelor și domnilor, în momentul în care vor fi și declarații, pentru că știm bine, va fi un anunț important. Iată, pe Gabriela Firea, o ascultăm. Tocmai am încheiat de semnat un acord politic pe care eu îl consider extrem de important, al organizației PSD a Municipiului București și al organizației Municipiului București a PUSD, în vederea colaborării politice la nivelul sectorului 4, cei de președinți PSD și PUSD, sector 4, sunt alături de noi. Și vreau să vă spun că în această perioadă este una de pregătire pentru anul electoral care va urma, un an cu 4 tipuri de alegeri, dar în acest moment ne-am concentrat atenția pe alegerile la nivel local. Așa cum poate observa cu ochiul liber orice bucureștean, sectorul 4 a înflorit în ultimii ani, grație domnului primar, Daniel Băluță, și cu susținerea colegilor consilieri și consilierii din zona politică, susținători și simpatizanți din partea PSD și PUSD. Dorim să continuăm această colaborare și în perioada următoare, atât la nivel politic, cât și administrativ. Consider că omul sfințește locul, sectorul 4 arată cel mai bine din municipiul București. Ne dorim cu toții ca fiecare sector să ajungă la nivelul sectorului 4, pentru că nu avem bucureșteni de categoria 1 și categoria 2, 3, 4, ci fiecare bucureștean merită să simtă creșterea calității vieții, merită să se bucure de un oraș civilizat, european, un oraș în care nu doar se fac promisiuni, așa cum s-a întâmplat acum 3 ani, la nivel de primar general, de Consiliu General și primarii care s-au auto-intitulat de dreapta, care din păcate nu au onorat promisiunile cetățenilor. Considerăm că în cele mai multe zone ale capitalei și cartiere întregi s-a înregistrat o involuție, nici de cum o evoluție, pentru că, așa cum se poate observa, atât de către bucureșteni, cât și de către vizitatori, în București poluarea a crescut, în București traficul este și mai intens și nu sunt soluții așa cum s-a promis în campania electorală. În capitală, termoficarea a fost și mai degradată decât în anii anteriori, iar avariile se repară în foarte multe zile, nici de cum în câteva ore, așa cum îi obișnuisem pe București. Parcurile care sunt în grija primăriei capitale arată foarte rău. Niciodată parcurile din grija primăriei capitale nu au arătat atât de prost. Cea mai mare responsabilitate au preluat-o doar câțiva primari, în special primarul sectorului 4, care a avut grijă atât de atribuțiile sale, cât și mare parte din atribuțiile primarului general și Consiliului General în acest sector. Considerăm că este un model de bune practici la nivel politic și administrativ. Este bine să continue această echipă, va chiar să o întărim, să-i dăm forță și susținere. Nu pentru noi, ca reprezentanți vremelnici ai domeniului politic și administrativ, ci pentru cetățenii municipiului București, care merită să simtă că în orașul în care trăiesc, cei care sunt aleși își fac și datoria cu prisosință pe toate domeniile de activitate și pe toate palierele administrative. Așa se întâmplă și în ceea ce privește situația școlilor, grădinițelor, creșelor, spitalelor, care sunt ori în
administrarea primăriei capitalei ori la primările de sector. Din păcate, au fost 3 ani de zile în care doar cuvântul paragină poate fi pus în dreptul primăriei capitalei și atribuțiilor acesteia. De aceea, gura de oxigen și de aer proaspăt curat de european vine din partea sectorului 4, care prin domnul primar Daniel Băruță, care este și președinte PSD sectorul 4, a știut cu adevărat să demonstreze că zicala din popor, omul sfințește locul, este la ea acasă în sectorul 4. Îl rog și pe dumneavoastră să ne spună câteva cuvinte, dar nu înainte de a ruga pe colega mea, doamna deputat și președinte Grațiela Gabrilescu, din partea PUSL, Organizația Municipiului București, să ne transmită de asemenea câteva mesaje cu ocazia semnării acestui acord politic PSD-PUSL. Bună ziua, mulțumesc mult, doamna ministru, doamna președinta PSD-ului Municipiului București și domnului primar în sectorul 4, Daniel Băruță, precum și colegului meu, Iulian Vodogea, care este președintele PSD-ului sector 4, pentru semnarea acestui protocol în vederea constituirii unei alianțe electorale între PSD și PUSL. Este, de fapt, o continuitate a momentului anului 2020, când noi am mers în alegeri, în alianță, astfel încât și majoritatea în Consiliul Local, precum și primarul, este de fapt pasul cel mai important, că pentru 2024 Daniel Băruță cu certitudine va fi primarul sectorului 4, iar Iulian Vodogea o mână dreaptă în funcție de viceprimar. Lucruri bune ce s-au făcut în sectorul 4 se văd cu ochiul liber. Eu, ca ploieștean, că ce pot să spun? Că invidiez o conducere care creează proiecte care se văd sustenabile și de lungă durată pentru cetățenii locuitorii sectorului 4. În același timp, noi suntem o echipă serioasă și uitați-vă la masă, alături de mine este și doamna deputată Ana Grădescu și noi toți cei din PSD și din PUSL suntem buni profesioniști, gospodari, oameni care se gândesc la oameni. Și spun lucrul acesta pentru că nu ne-am permite să spunem și cu certitudine Daniel Băruță ne-ar spune în 24 de ore avem apă caldă, așa cum și-a permis primarul actual al capitalei și nici nu cred că ne-ați vedea pe niciunul dintre noi cărând saci cu voturi pentru că ne-am dorit să fim cu certitudine neapărat primari. Suntem prea plecați asupra problemelor cotidiene, știm exact și ce avem de făcut pentru ca fiecare cetățean, fie că locuiește în sectorul 4 sau locuiește în minunata capitală București sau oriunde în această țară minunată, să aibă condiții civilizate de trai, să trăiască într-adevăr într-un mediu curat, într-un mediu sănătos, să ordinea publică este la putere și pentru noi este extrem de importantă și consider că acest protocol încheiat astăzi este ca un gir pentru toți cetățenii sectorului 4 că vor avea în continuare o conducere care se gândește la ei. Eu vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte, Grațiela Gabrilescu, rog pe domnul primar al sectorului 4 și președinte al PSD sectorul 4, Daniel Băruță, să ne transmită mesajul domniei sale. Este extrem de important să ne pregătim pentru anul 2024, iar relația consistentă pe care am dezvoltat-o în acești ani cu PUSL a avut o consecință deosebită în creșterea calității vieții oamenilor, astfel încât astăzi putem afirma cu foarte mare bucurie pe obiectivul pe care ni l-am propus și anume acela ca sectorul 4 să devină capitala capitalei, s-a și întâmplat. Ne propunem în mod deosebit pentru intervalul de timp 2024-2028 să atingem obiectivele de dezvoltare